Sunt soțul Loredanei, tatăl lui Raul, Luca și Hana. Nu mă întrebați, sunt dată s-născuți, că nu știu acum. Și vă spun cu mare recunoștință pentru Dumnezeu și pentru comunitatea de aici și alte comunități că nu a lipsit să nu fiu de față cu voi, acum, astăzi. Am avut COVID. Am trecut, am fost pe terapie intensivă câteva zile și aș vrea să vă vorbesc pe scurt de pe două planuri. În primul rând de pe planul personal și după aceea de pe planul comunitar. Am scris și o mărturie, o găsiți pe internet, e foarte lungă. După ce treci printr-o experiență ca și aceasta, uh, Durează poate luni sau ani de zile să înțelegi totul și să o digeri. Și încă n-am ajuns, ajuns poate să înțeleg nici 50% din ea. Ce pot să vă spun? Că unul dintre cele mai importante lucruri pe care l am învățat fiind în spital este să, să am răbdare cu scurgerea lentă a timpului și fiind 5 zile fără telefon... Dumnezeu uh, mi-a dat marele har de a mă scăpa de o dependență pe care o aveam, și anume de social media sau de Facebook, și nu eram acolo să văd poze din concediu ale altora sau să arăt cât ziua de deștept, ci pur și simplu uh, ceea ce mă ținea legat efectiv și ceea ce mutea atenția de pe familie și de pe copii spre alte lucruri erau dezbateri pe teme politice, de mediu, etc. Și cu asta am justificat efectiv timpul excesiv petrecut acolo. Am ieșit de la terapie intensivă pe salon, bineînțeles că am primit atunci telefonul, bineînțeles că intri iară în modul vechi de operare, am intrat din nou pe Facebook și abia atunci am dat seama cât de toxic a devenit mediul pentru mine, chit că eram cu intenții bune acolo. Și am, și am luat atunci pe loc decizia, am zis, mi-am și de instalat aplicația și am zis, eu, eu aici timp uh, mult nu să mai petrec și deocamdată am reușit să mă țin de cuvânt. Și Dumnezeu îmi dă și mi-arată în fiecare zi că sunt alt, multe alte lucruri importante de făcut, nu că social media trebuie ignorată. Din punct de vedere al experienței comunitare, vreau să vă spun un lucru și mesajul meu pentru voi este: nu căutați în altă parte organizarea, din punct de vedere social, pe pământ, pentru că nu o veți găsi. Ea este biserica, ea este aici și ea este în orice loc în care oamenii îl caută pe Dumnezeu. și își ajută aproapele să îi slujesc. Îmi cer scuze că vă consum din timp. Am crezut că trec peste emoții. O să mă uit în jos ca să-mi controlez mai bine emoțiile. Îmi pare rău că nu pot privi în ochi. Certi că Uh, eram în a 10-a zi de, de la contaminare și mi-a scris, scris un prieten un mesaj și spunea, aveți că tu poți fi mai grav decât crezi că ești. Și am zis, mă, nu cred că, uite, că mă simt mai bine și am tratamentul pe care l-am. În a 12-a zi, ne sună cineva din biserică, o sună pe lor și se spune la Călin să-și facă o... O radiografie mai specială la plămâni, un computer tomograf, că poate fi foarte grav. Și atunci am zis, da, s-ar putea să fie așa. Deși înainte cu câteva zile șoșilor și căutasem o variantă să-mi fac o investigație la plămâni, din cauza valului 4 și aglomerării spitalelor, a fost foarte greu. Dar vineri am reușit să. Programăm o, un CT la spital, și după aceea direct am intrat pe terapie intensivă. Apoi, unul dintre copiii noștri pune pe grupul lor de adolescenți problema mea și cere o, o chemare la rugăciune. Apoi, tot persoana care a luat propria inițiativă să spună să-mi fac o analiză la plămâni, un, un CT, inițiază ea un lanț de rugăciune. După aceea, alte persoane care au auzit, din alte biserici, care au zis de, de experiența și de boala prin care treceam, au inițiat ele, la rândul lor, grupul de rugăciune. Și dintr-o dată, ce vreau să înțelegeți, este că inițiativa unei singure persoane mobilizează sute sau mii de oameni. Fie că e vorba de o slujire din punct de vedere spiritual, cum a fost aici, fie o slujire materială. După aceea, în urma a chemării la rugăciunea fiului nostru, un părinte de pe grup aude de problemă și reușește să stabilească un canal de comunicare dintre spital și familie. E foarte greu când ești la terapie intensivă, n-ai telefon și pentru familie e cel mai greu să nu știe care e starea ta. Cu toate astea, Dumnezeu, prin oameni, s-a ocupat și de acest lucru. Soția mea niciodată n-ar fi cerut ajutor în zesul oameni Am și o covid acasă, am nevoie de mâncare. Cu toate astea, comunitatea s-a mobilizat și două săptămâni nu a gătit nimic. Am primit de mâncare. Vreau să vă spun și mă apropiu de încheiere: nu așteptați să vă spună pastorii sau altcineva ce trebuie să faceți dacă vedeți o nevoie, chiar cu riscul de a fi considerați poate prea băgăcioși sau prea că vă amestecați în treburile unui om sau în viața unui om. Dacă aveți bună credință în inima voastră și inițiativă, Puneți mâna pe telefon, sunați cu ce pot să ajut, sau dacă ai expertiză, sau dacă ai trecut printr-o experiență de acel gen, pune mâna pe telefon, sună sau dute și uite, din experiența mea spun că ar fi bine să faci așa. Singurul lucru sau singurul mod în care nu ai voie să ai inițiativa asta este când, de exemplu, când vrei să bârfești sau când împărăști un, un, un zvon fals atunci mai bine taci. Sau dacă nu, du la persoana despre care ai auzit acel zvon și spune dar nu, nu, nu avea proprie inițiativă. Și, și în comunitatea noastră există nevoi. Mergeți la Rei, mergeți la Teo, întrebați-vă grupurile de casă cu ce aș putea să slujesc. Așa cum spunea și Marius, nu e nevoie de o competență extraordinară să slujești într-o comunitate de creștini. E nevoie de inimă bună și nevoie de darul pe care ți le-a pus Dumnezeu. Dar darurile nu se pot clarifica doar dacă slujești, dacă, dacă ți le pui în slujba aproape lui tău. Așadar, mesajul meu pentru comunitatea de aici, pentru toată lumea, este nu căutați organizarea socială Perfectă, oricum ea nu există, dar cea mai bună este într-o comunitate de creștini. Așa să ne ajute Dumnezeu.